Salut prieteni, eu sunt Florin și astăzi voi vorbi despre Mamba Neagră. Mamba Neagră este unul dintre cele mai recunoscuți șerpi din lume. Această reptilă africană otrăvitoare poate fi mortală nu numai pentru oameni, ci chiar și pentru bovine și mamifere mari. Aspectul său, viteza și realitatea au făcut din Mamba Neagră aproape un simbol al șerpilor otrăvitori. Este un șarpe a cărui culoarea pielii este verde închis sau gri pe spate și o culoare albicioasă pe spate. Se numește Mamba Neagră deoarece culoarea interiorului gurii este negru-albăstrui. Este unul dintre cei mai lungi șerpi din toată Africa, fiind lungimea medie a unui exemplar adult de aproximativ 2,5 metri și poate ajunge până la 4,5 metri. Una dintre caracteristicile pe care această specie poate fi recunoscută cu ochiul liber este că capul său este alungit și îngust. Este o reptilă activată în timpul zilei și destul de agilă, în ciuda faptului că nu are membre. Este unul dintre cele mai rapide din lume, putând merge cu o viteză de 20 km pe oră. Stabilitatea îl folosește în prădare pentru a obține o gamă mai mare de succes în vânarea prăzii sale. În general, are un comportament destul de timid și singuratic. Rare ori puteți vedea mai multe exemplare de mamba neagră în același timp. Cu toate acestea, are un comportament destul de teritorial. Dacă vede un alt individ pentru ceea ce simte o amenințare sau își poate invada teritoriul, va fi foarte agresiv. Poziția pe care o adoptă în aceste situații este de a ridica capul la cel mai mare nivel posibil și desfășoară o aglugă pe care o are pe părțile laterale ale capului. Acest aspect îl face să arate ca o cobră, doar că îl depășește ca mărime. Șuieră și deschide gura pentru a ataca cel mai oportun moment. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Și totodată fiți sigur că mi-ai dat follow pe Instagram și TikTok. Până data viitoare, totul bine!